Salutare YouTube, salutare și bine ați venit la un nou skate vlog. Skate vlog, cred că este. Mă aflu în parcarea de la Kaufland, mi-am făcut niște cumpărături pentru acasă. Trebuia să mai iau una alta. Dar motivul pentru care vreau să filmez astăzi este că Alexandru Lilea și Alexandru, nu știu numele de familie, dar un skate care s-a apucat acum recent de skate freestyle în București, au venit și sunt deja în Slatina, la Casa de Cultură Tineretului. Am venit chiar de dimineață și o să stea până mâine. Și am zis că ar fi o oportunitate perfectă pentru a face un nou skate vlog, pentru a filma. Și cine știe, poate pentru a vă amuza. Pământ de flori. Vreau să plantez niște ridichi. Da, mă, ce să faci de plictiseala asta? Ce să faci? Te apuci de hobby-uri noi, de grădinărit. Mi-am făcut balconul, zici că este grădină botanică. Ia uitați-vă ce murdare e mașina. A plouat aseară sau ieri, când a plouat. Oricum, trebuie să mă duc cu el la spălat. Mamă, ce căldură s-a făcut. Da, băieții, mergem repede până la skate shop să iau o pereche de rulmenți, că vreau un skater să cumpere niște rulmenți. Și după mergem direct la Casa de Cultură a Tineretului să ne întâlnim cu băieții. Pam, param, pam, pam, pam. Ia să vedem noi. Din ăștia la 4-5 mi-a zis că vrea. I-am luat. Și dacă tot sunt aici, să-mi iau și placa. Și confortul. Vai, 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 ce e aici? Las că fac ordine când ajung la Tineretului. Și am ajuns. Băieții sunt deja la skate. Băieții deja rup skate-ul în două. Să vede. Ia uite-i, mă, ia uite-i, mă! Ia, boy! Salutare, băieții! Au, am învățat handstand flip. O, Știrbu handstand flip. Salut, ce mă, Știrbule, mă. Foarte bine. Am venit cu fratele din București. Foarte bine. Mamă, ce umbră aici. Salut, salut, salut. Salutare Freestyle Fam. Ce faceți, mă? Nu, foarte bine. N-a fost aglomerație, fără probleme. Mă bucur. Mă bucur. N-ar fi trebuit să fie pentru că e weekend oricum. A fost și primul meu drum lung. A, e prima oară când ai ieșit la... Cum a fost, ok? Bă, super mișto, da. Că am prins o porțiune din autostradă cu multe petice. Da, da, mai sunt câteva care n-a. Asta e. A fost ok, ne-am distrat. E bine că am vorbit majoritatea timpului și a trecut super repede. Da, păi trece destul de repede, da. Că i-am povestit atunci când eram în Germania și ne-am bucat noi, ne-am luat la vorbă și mi-a trecut 500 de kilometri și a rămas. Da, 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 ai văzut ce repede a trecut atunci. Da. Și da. Sunt super încântat, frate, gen. Direct am venit la furnici și am zis, bă, frate, nu pot să dau cu mâine. Ne-am zis, bam, bam. Și gata, hai că-l filmăm, sigur, da, o să-l filmăm, stai liniștit. Diversific toate comburile acum. Vă place suprafața asta noastră, platforma asta? Da. E ce trebuie. Salutare, băieții, că pe voi v-am lăsat ultimii, că nu voi sunteți de aicasi, adică este în regulă. Ce faceți, mă? Oricum, ca să știți, este ora 12, super de vreme. Lumea o să vină puțin mai târziu, dar totuși o să ne dăm. Lema este aici. Exact. Ia, mă, Știrbule, iar arătăm handstand flip-ul ăsta de la învățat acum. Să-l punem și pe cameră, știi ce zic? Hai, da. E cu noroc, e cu noroc, e cu noroc. Ăla, așa e, vezi? Știi că-mi place schema aia. Nu, nu așa, nu așa. Hai, fă-o pe aia, așa, fă așa. Așa. Ăla e, mă. Ăla e. Ai, direct în picior, tibie, în ce-a dat. Hai, mă, că este ce sunt. Hai, uite-l acum. Uite-l cum vine. Ăla e, ăla e. Ăla e, mă, ăla e. Trebuie mai trebuie lucrat acolo la aterizare cu picioarele un pic mai distanțate, dar ăla e. Ia, că-s atent, hai.
Ia să vedem. Ăla e. Da, da. M-am prins oricum ce vrei să faci. Ești vagabond. Ești vagabond mare. Adevărat, o sesiune mega, super, super chill. Umbră. Bine, o să vină mai trebuie. Oh, uitați-vă, l-ați văzut? Broken Fingers, aproape. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Uite, mă, câștigătorul pentru Brandenburg. Au, 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 au! Da, sunt curios dacă mi-s. Au, 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 au! Au, băi, știi, bă! Ce la lui Rodney? Hai la lui Rodney, baga pe lui Rodney. Ala e, mă, merge. A venit și Danny Boy. Ce faci, Danny Boy? Mă, da, salut. Hai că nu te mai pun să dai carusel first strike, că deja ai început să te dai. Ideea este că a venit căldura mare pe platformă, nu putem să ne dăm, pur și simplu te coci. Și fiind albă, îți reflectă lumina în ochi, e foarte deranjant. Așa că ne vom muta în centru, la mozaic, cum îi spunem noi. Să ne dăm acolo, e mult mai chill. Suprafața e ok, avem și parte de umbră. Ne auzim acolo. Bam! Am ajuns la mozaic. Și o să ne dăm. Ia spune-mă, Știrbule, ce ai pățit cu mașina în drum spre mozaic? Deci am venit și noi aici frumos pe mozaic. Și era o denivelare de la trecere de pieton, știi? Și... Se numesc zebre olandeze. Zebre olandeze, scuză-mă pe mine. Așa. Și am luat ăla cu vreo 40 la oră. Bă, am făcut toli cu mașina. Ești nebun la cad, deci l-am luat direct așa. Era bunicul. A dat cu capul de plafon. Da. Vezi la Maga? E unul ăsta, vezi la Maga? Maga. Bunicuțule. Da, clasic. Clasic. Aici s-ar putea să iei mai bine Broken Fingers ăla, că e mai aderentă suprafața. Plecați cu scramboardurile voastre, scramboardurile voastre de aici. Cum era? Hai pe skate toată lumea, asta cea genul era unul care stă pe fotoliu. Ah, Mustafa, frate, ăla de era, da, pe lângă piață, Mustafa, da, 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 da. L-ați mai întâlnit sau? Nu l-am mai întâlnit, nu l-am mai întâlnit. Ok, ce se întâmplă aici? Ce se întorcesc? Șuruburile astea. Ok, deci el încearcă să-și tușească șuruburile astea, că intră în mână. Bă, da, ai băgat hol șuruburi, frate, nu te-ai jucat, dar ai băgat pe cele mai mari posibile, jiguroase. Să fiu strig. Îți trebuie o pilă. Flex. Sau flex. Flex ăla e... Bă. Din păcate n-am flex la skate shop, să știi. Nu, te-aș fi ajutat cu mare drag. Ok, tare. Chinu aici. Doar să nu iasă cineva la mine. Nu, aici nu. Nu? Nu faci tu atâta gălăgie încât să iasă lumea. Ce ziceam? Stai așa. Deci oamenii ăștia au făcut până acum 4 game of skate-uri. 4. E al treilea sau al patrulea? Bă, deci nu are la acest trick, frate. Fix acum în game of skate, ești nebun. Cum stai așa? Că am zis că m-am bătut gata, dar... Ai făcut ceva sau? Bă, e mai ok acum. Bă, tot mai trebuie, frate, tot mai. Uite-te cum e ăla, a ieșit. Da, mai încerc. Mai dă-i, mai dă-i. Dă-i-o, dă-i-o final, mama răia, dracu de skid plate.
Aoleu, urechile mele plâng. Degrabă să fie canalul de când să-mi fac placă. Deci dacă aveți canale de râcăit prin oraș, vine Alex, vă ajută cu mare drag. Aoleu. Ia uite, să mai mănânci o pâine, două. Îmi place. Dar chiar tu mai poru așa? Da, vreau, cum sunt. Mamă. Ia uite, stai să-i punem aici, frate. Frați de păr. Punem frații lângă frate, uite. Domnul Mop. Mamă, dreaduri, frate, scrie pe tine, trebuie să faci dreaduri. Mamă, frate, ce păr are. Și e super des, frate. Da, uite, vreau, vrea și tu așa păr? Da. Oh, freestyle skater, salut, șefule, salut. Salut, Alex, îmi pare bine cum ai. Salutare, salutare. Ce zici, mă? Am văzut. Și după... Ia uite, mă. Pe drum and bass, așa. Băi, explică ce s-a întâmplat aici, frate. Deci ăștia doi făceau un game of skate, s-a rupt taxul aici. Și eu am luat placa așa și am sărit direct pe ea. Dar explică de ce s-a rupt taxul. Hai ca să explicăm oamenilor de ce s-a rupt taxul. Uite de ce. Poartă-te două bolțuri. Când porți două bolțuri, în loc să pui patru șuruburi, ca să înțelegi ce sunt alea bolțuri, s-a rupt fix de unde nu a avut bolțuri. Deci copii, lecția învățată. Puneți întotdeauna patru șuruburi, nu vă dați și maker să puneți câte două. Cum a vrut domnul. Păi, dar dacă tu faci mare, uite, de exemplu, am trei. Și tu trebuie să spui. Da. Hello, a venit și Riana. Bună, Riana, ce faci, Riana? Bine. Vin la skate? Da. Foarte bine. Hai că așteptăm să ducă soarele. Mai stăm puțin și pe aia mergem la tinere, ne mutăm. Uite, acest domnișor schimbă rulmenții la placă. Am înțeles că s-au blocat sau nu știu ce probleme are cu ei. Nu se mai învârteau. E așa? Sau? Da. Am înțeles. Păi ce mâncați aici? Ia uite la asta. Ia, bagă-l, ia, am înțeles. Fluieră, ia fluieră. Fluieră. Fluieră, ia fluieră. Hai fluieră, fluieră, păi ce dacă? Păi nu tu, ui. Hai, schimba acolo axul. Uite, a trecut la următorul nivel, Tracker Tracks. Ia uite. Ce de bembeu? Dă-i. A cincul ăla. Dar nu pot de la unii, am curat. Avea camera, eu la asta. Aproape. Să vă arăt ce poze am făcut cu Riana mai devreme, dar să mergem un pic la umbră. Ia fiți atenți. Nu știu dacă, nu cred că se vede, dar... Ia uitați-vă la poza asta. Deci poza asta, poză de sute de like-uri. Punem pe Instagram diseară. Ai și fainer odată cu fisheye-ul. Bro, rupe-mi. Ce zici, bro? Bro, fii. Nu că te doare, crede-mă. Păi nu, că îmi desfac părul. Ce vreau cu pâinea aia? Dar nu știu, o pâine de la Kaufland. Dacă mi-am luat țeapă, că e cam tare. Ia uite. Ia domnul cum. Salut. Ciocan. Mă, ești prost. Că doare. E tun. Zici că e pâinea aia din Miami Beach. Cred că e făcută cu Ipsos sau ce. E cu... Ba, spui cu ea. Ciocan. Stai așa să fac asta, că vin că vreau să-mi am nevita. Să-mi dă mâncarea. Bă, copiii n-au voie energizat, mă, frate, nu sunt sănătoase. Ia uite băiatul, vezi aici, nopți întâi. Au plăci bune. Ok, am ajuns la Casa de Cultura Tineretului. Încă este foarte cald, așteptăm să se ducă soarele, să ne putem da. Ne-am strâns aici, la umbră. La umbra, bravo. Băi, hai să-ți arăt ceva. Deci, Feden, el are o placă de freestyle, da? Iar el consideră că e mai bine să îți strângi roțile în acest fel. Te rog frumos să încearcă să dai o talpă. Sunt cu Sania pe asfalt, știi ce se iașă? Da, de abia dacă se mișcă. Bine, pentru tricuri de pe loc, probabil că pe la... Dar tot trebuie să miște un pic roata ca să... Mamă, săracii rulmenți. Merge. Ai aprobarea de la Știrbu. Băi, da.
Dă-te în continuare. Totuși, ar fi recomandat să le mai slăbești un pic. Ia uite aici. Bam. Ia uite, mă, ia uite, mă, cum se duce, frate. Direct. Mă puneau aia la ProTV când m-a filmat aia, mă, să mă uit așa. Să-i dea așa de dacă e dreaptă, a? Să dacă așa, se învârte. Direct. Mare ghelă ce mi-a dat. Tu la ce te chinui, Riana? În ce să înveți handstand flip-ul? Și caruselul. Și handstand flip. Handstand flip? Cum, ești departe? Ești aproape? Ah, aproape. Trebuie să dă puțin cam târziu flipul cu mâinile. Proteze, frate, gen, ai văzut că au zis chestia aia că Alexandru Stirbu își face singur, muzica pentru videoclipurile lui. Eu doar le-am zis că mai fac și rap și fac și muzică pe lângă și eu ascunsă că îmi fac singur muzica pentru clipul nebun. Ei, trebuia să dea bine, știi cum e la TV, frate, da, modifică în așa fel încât să... Au ales din tot ce am vorbit cele mai nesemnificative lucruri să-mi bată ciorul. Băi, deci fii atent, tipul ăla în albastru se duce cu tipul ăla, a zis că e vin din toată placa complet de freestyle cu 3 milioane jumate. Băi, e nouă, ăla acum să ce să o cumpere, ce-a bani. Povestea este în felul următor. El a luat-o de la altcineva, cred că cu aceeași sumă, dacă nu mă înșel, poate mai ieftină, nici nu știu. Dar ideea este că oricum nu se dă, adică a venit de vreo 3-4 ori la noi la schede, dar doar s-a uitat la noi și nu o folosește. Așa că dacă omul chiar nu se dă, mai bine o dă, nu cuiva care chiar vrea să dea, adică și câștigă și el bani, câștigă și celălalt, că o ia mai ieftin, nu? Adică e win-win pentru amândoi. Da, e! Oricum. Dar știi care e faza? Acum mi-am o să aminte, placa aia decola era nouț, deci numai pe deca a dat 3 milioane jumate. Da, da, da. Practic își recuperează banii doar pe dec. Ultimul n-a ieșit, dar oricum a fost super close, a fost super close. A fost super close. Hello. Vrei să-mi iau copyright, ha? Ce bunicule, te dor șalele? Că stăteai cu mâna așa la spate. Mamă, și nici măcar n-am filmat, dar e ok, în regulă. Deci astăzi a fost hardcore. Mai întâi Dani a rupt axul, acum Alex a rupt axul. Uite că băieți, mă. S-a rupt cu tot cu bază. Asta e problema, s-a rupt cu tot cu bază, nu s-a mai rupt aia de sus, s-a rupt aia de jos. Da, s-a rupt și bază. Teoretic mai ai o bază. A, da, și o bază acasă. Nu, ai la tine, ai la tine bazele alea. Este parte bună, faci vânzare. E la Boris? Da. Păi, nu le are cu la el, le are la el. Hai că te rezolvă. Sunteți hardcore, băieți, îmi place de voi. Care și aici? Nu trebuie să filmezi. Hai, las că filmezi, uite, ce nu? Asta e în vârzi, Ian. Înțeles. Fă-l frumos. Ia uite-l, mă! N-a fost rău deloc, chiar deloc. Bun. Ăla e. Așa, și după. Da. Da. Ți-au căzut banii pe acolo. Așa aș vrea să mai stric un trick. Oh. Ah, am înțeles. Ce da. Mai să mai ceva. Ești aproape oricum de el. E ok, merge. Am făcut cele mai multe comboard din România. Păi da, combinatozaurul ăsta e. Gata, hai că se rezolvă problema. Ai făcut rost de baze. Așa e când vă dați hardcore. Da, bine, ca sugestie pentru cei care se dau freestyle mai hardcore, luați-vă niște axe mai capabile.
gen cum ar fi Tracker Trucks, ceva mai sănătos. Chit că sunt puțin mai scumpe, poate să vă aducă completa la, nu știu, poate în loc de 650 la 750-800, dar na. Sau mă rog, dacă aveți deja plăcile, schimbați doar axele. Gata? Gata, sunt gata. Have a day! Mi-i mulțumiți! Puțin mai mult spin. Și nu cred că-l iau. Da, bă, da. Oh! Ia, explică-mi și mie cum tu, care nu prea te dai pe skate, nu dai nici măcar un rail flip, nu dai pogo, nu dai walk the dog, dar totuși reușești să dai handstand flip. Cum vine asta? Unde e logica? Unde e logica în toată treaba asta? Cum poți să dai handstand flip când tu nu poți să dai tricurile de bază? Nu știu. Cum vine asta? Explicați-i și mie. Stirbulei, hai, dă-l și tu acum. Aoleu! Hai, acum e pe handstand. E maraton de handstand flip, ce dracu acum. Hai, dă-i! Ăla e, mă! Hai, și tu? Doamne, ajută! Nu l-ai pupat pe Doamne, Doamne! Ăla e! N-a fost, vezi? Nu, nu a ținut cu tine. Hai, dă-i acolo! Aaaa! Îl dă, frate! Băi, ești nebun! Bravo, frate! Asta e placa lui, ca să ne înțelegem. Deci nu am promutat placa nimănui. Asta e placa lui. Ia uite, are aici Takashi 69, alea. Bă, nici eu nu credeam că dai, dar am rămas mască la handstand flip. Deci nu mă așteptam să dai handstand flip, după aia ai dat și rail flip. Neața, scuze, s-a încheiat brusc ziua de ieri pentru că am rămas fără baterie complet la GoPro și n-am mai avut o altă cameră cu mine. Dar este ok, am încărcat asta 100% bateria. Acum o să mă îndrept spre pădure pentru că Boris bunicul o să gătească ceva pentru băieții din București și haideți să vă arătăm și vouă, de ce nu? Gata, am ajuns. O aglomerație infernală în parcarea de la mănăstirea Clocociov. Nu știu de ce. Cred că este ceva, o sărbătoare, ceva astăzi, nu-mi dau seama. Dar oricum, puteți să căutați pe Google mănăstirea Clocociov, are o istorie destul de drăguță. Noi mergem în pădurișa de lângă, pentru că aici se află băieții. Deci mănăstirea e în partea aia, iar noi vom merge în partea asta aici. Mai de copite de vaci. Ce fac băjeții? Ce faceți, băieți? Hai, salutare. Eu uite-l pe ăla sus acolo. Ce faci, mă, acolo? Este observator. Am înțeles. Da, am ajuns la zona băieților. Aici face bunicuțul grătarul și toate cele. Salut. Și-a mutat zona, nu mai acolo sus. Are parte și de râuleț. Am găsit loc de parcare, da. Dar tu și era acolo? Era full, frate. Nu știu, cred că vreo sărbătoare, ceva, nu știu care e faza. Duminică. Păi și am venit în foarte multe duminici și era liber. Este mare sărbătoare, e ceva, Constantin și Elena au chis. Am înțeles. Hai. Și ce vrei să gătiți astăzi? O să fac niște pui cu smântână. Eu să băieți. Piept de pui cu smântână. Piept de pui cu smântână. Piept de pui cu cazier. Știi aia? Nu. Era pe internet. Ușchea pe limbă, pu. Bine, hai să vedem cum decurge toată treaba asta. Revenim mai târziu când pune puiul pe băț, eu știu pe ce îl face. Pe ce îl face? Pe băț sau pe ce? Tigaie, frate. Tigaie, mă rog. Profi, master chef. Da, chef la cuțite. Ia să vedem noi care este situația, bunicule. Încet, dar sigur. La ce etapă am ajuns? 40 de minute, egal. 40 de minute? Păi, dar trebuie să fiarbă încet, nu vezi că... Da. Am glumit, nu e gata, am pare, e gata repede, în 15 minute. Nu, e bine. Gata, s-a făcut mâncarea, hienele au sărit. Ce mâncare Cum mă, nu știi ce mâncare? A spus deja ce mâncare.
piept de pui în în sos de smântână, am simțit o minte. Deci, verdictul? Cazana Budean n-are nicio gust. Ia vezi. Cum e? Merge. Merge. Lui Fluni îi place, gata, bravo bunicule. Cum mă, nu, că mănâncă, uite-l. După masă ce faceți? Rugăciune. Mergem la scate. La scate? Revenim, puțin mai încolo. Mergem să ne jucăm la mozaic. Poate ne certăm iar cu gardianul de pe acolo. Revenim mai încolo. Uite-i, mă, cum stau ei la umbră, pe lipărul ăsta. Ce faceți, mă, băieți? Gata de la pădure? Relaxare totală? Nu merge acum deschide, e prea cald. Sunt 45 de grade. La 450 mai. Ia uite-i, mă, frate. Ia uite, șefule, ți-am adus spray-ul tău de graffiti. Asta e așa. Oh, căldură, căldură. O, ce se dă acolo, Alex? L-am luat, se vede puțin cam mic, dar l-am luat. Bun, dă-i. Ah, a venit și bunicul între timp. Salut, bunicule. Se bagă la rutină? Da, a zis că vrea să bage tricul în rutină. Se bagă? Ah, scuze. Da, a zis că se bagă la categoria rookies. Bun. Băieții vor să filmăm ceva acum înainte să plece, că vor să ajungă în București până să însereze. Sunt foarte obosiți, abia au dormit aseară în skate shop. Febră musculară. Febră musculară, toate cele. Nu o să dăm chestii foarte complicate, dar vrem să... Hai să filmăm două, trei chestii. Hai să filmăm două, trei chestii, așa de... Păi nu plecăm cu mâna în cur. Bosule. Hai că ce te văd că ești leșinat de ce voi chiar nu mai poate, vrea să doarmă, vrea să... Merge. Vei da? Asta? Super clean. Nice. Yo, uite, băieții vor să plece. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizită. Vă opri aici. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit în această... Oricând, frate. Oricând. Oh, el Mexico. El Mexico. Ce zici, Ioan? Uite, tocmai ce voiau să plece, frate. Salut, salut. Ce faceți? Bine, ne-am dat puțin pe skate de căldura asta așa pași mare. Pași pe buță, frate. Ne auzim bursi. Păi da? Ălea. Wow! Bam. Când vrei să mai veniți pe aici? Știrbul mobil. Cu prima ocazie. Știrbul mobilul? Știrbul mobilul, da. Dar cred că cel mai curând o să se întâmple cu... Ceva iulie, august, acolo. Da, înainte de concurs, da, înainte de concurs. Dacă timp rutinele, dacă reușim să venim mai devreme. Da. Super tare. Keep it real, băieți acolo. Să fie într-un ceas bun. E în regulă că nu se întâmplă nimic la geam dacă l-a lăsat așa. E deschis că e ca un cuptor, mai ales că stai aici. Clar. Să fie într-un ceas bun, băieți, să ne auzim cu bine și sper să vă placă vlogul de o să-l postez. Clar, o să... Hai, ați fost vedetele acestui vlog. Salutare. Hai. Salut. Salutare. Și asta a fost vizita băieților din București. Sper că v-a plăcut acest vloguleț. Am încercat să-i pun pe ei ca și highlights.
Și da, ce pot să zic? Nu uitați să lăsați un comentariu, dați un subscribe, un share, un like, toate cele. Vă pup și vă respect. Ne auzim la următorul.